țări și aici, ca și în celelalte părți de unde vin, odată cu sosirea alaiului datinilor, se vor strânge oamenii să vadă, deși mulți nu știu, ceva unic în lume, jocul ursului de pe Valea Trotușului, devenit celebru datorită perseverenței, datorită promovării autorităților locale și, nu în ultimul rând, a participărilor de an de an a posturilor naționale, chiar și internaționale de televiziune din zonă. O plăcere, o încântare, o onoare să-i văd, să-i prezint, să-i găsesc aici, acasă, pe Valea Trotușului, aici unde, din spiritualitatea oamenilor locului, au răsărit așadar, după cum veți vedea și după cum v-au convins de-a lungul zecilor de ani, tradiții luate în seamă, băgate în seamă, promovate, aplaudate, apreciate, fără modestie spun, de publicul de pe întreg mapamondul. Hai să dăm mediile mai încet un pic, așa, și continuăm întâlnirea noastră cu un moment care nu-mi prea îmi face plăcere, dar trebuie să mă prezint. Mă numesc George Cojocărescu, voi fi prezentatorul evenimentului de astăzi, gazda dumneavoastră de pe scenă, în afara organizatorilor din partea locului, și nu în ultimul rând, într-unul din momentele de publicitate sau de respiro, voi încerca și eu să vă colind, să vă aduc în zi de sărbătoare câteva din colindele pe care le-am promovat, le-am cântat și pe care s-ar putea să le știți, de ce nu chiar să le iubiți. În speranța și în așteptarea alaiului datinilor strămoșești, care au ca vârf de lance jocul ursului, ascultăm în continuare banda care ne amintește cât de frumos în urmă cu 2000 și ceva de ani s-a născut Hristos, ne amintește deopotrivă de colindul laic, pentru că acest obicei, pentru cine nu știe, a fost un obicei purtat, păstrat și promovat și de generațiile dinainte, fără să aibă subiect religios. Așadar, vorbim de colindul laic, vorbim de tradiția de a colinda și a aduce vestea cea bună și urările de bine și de sănătate. Și în a doua parte, odată cu promovarea și propășirea în această zonă a creștinismului, a apărut cântecul de stea, a apărut cântecul de Crăciun, colindul religios, care vine încă o dată să ne vestească omenia, jertfa, dragostea și, cred, cel mai sublim sentiment și cel mai sublim dar pe care l-a primit omul de la Dumnezeu, iubirea. Dumnezeu, din iubire, a trimis pe Fiul Său, ca dând de exemplu de comportament, noi să înțelegem că avem posibilitatea să ne mântuim printr-un comportament desăvârșit, avem exemplu unui om, chiar dacă venit din cer, care s-a purtat impecabil, care a lăsat în urmă pace, care a lăsat iubire, care ne-a dat exemplu persoana sa și comportamentul său și, nu în ultimul rând, a lăsat prin scrierile Sfinților Apostoli și mai târziu a Sfinților Părinți, au lăsat suficiente pagini, suficiente informații pe care noi, parcurgându-le, să ne desăvârșim. Să șlefuim piatra, să ne șlefuim caracterul, să sperăm că într-o zi, nu prea îndepărtată, vom fi mai buni, mai corecți, ca împreună, arătând desăvârșire, să avem pretenții și de la ceilalți. Uneori cuvântul meu pare tăios, uneori seamănă cu o predică, altădată cu un cuvânt de politician. M-am hotărât să rămân cântăreț și nimic mai mult. Sunt un om că ancorat în realitățile acestei văi, pentru că, pentru cine nu știe, eu m-am însurat pe Valea Trotușului, cunosc tradițiile, cunosc oamenii,
De asta îmi permit să le spun, fără niciun fel de rezervă, că iubesc. Nu vorbesc gratuit, vorbesc în cunoștință de cauză. Și cred eu, după mai mult de 10 ani de când ne cunoaștem, v-ați convins că ce în gușă și în căpușă, iar ce izvorăște din gura mea pleacă din suflet, tocmai pentru că îmi face o deosebită plăcere să mă numesc Băcăoan, să mă numesc Moldovean și, în ultimul rând, să mă numesc de-al locului prin adopție. Prima dată m-au adoptat socrii mei. Și apoi dumneavoastră. Deocamdată ascultăm colinde în așteptarea evenimentului care se anunță ca fiind cel mai important eveniment de acest gen de pe Valea Trotușului din acest an. Hai să facem o probă și de aplauze. Este în regulă. Mulțumesc tare mult. Sfârșit de an, gânduri pentru anul care se anunță, gânduri de bine, de sănătate, de prosperitate, de putere de muncă din partea noastră, în speranța că tot ceea ce se va desfășura astăzi pe scenă, toate manifestările legate de sfârșitul de an, vor fi o jertfă adusă pentru cei care știu să mulțumească și în numele celor care știu să mulțumească, pentru roadele hotarului, pentru roadele muncii și, nu în ultimul rând, pentru alegerile pe care le-ați făcut în anul ce dă să se închidă. Alăurile datinilor și obiceiurilor, culminând cu jocul ursului de pe Valea Trotușului, este deschis de oficialitățile Comunei Dărmănești. După cât văd, avem între noi și oaspeți de la județ și am să invit în scenă pe toți cei care au pus umărul ca dumneavoastră și împreună să ne bucurăm de acest spectacol grandios, ca împreună să ne bucurăm vizionând, așa cum spuneam, cel mai cunoscut joc tradițional din întreaga Românie. Nu degeaba parte a patrimoniului cultural universal, jocul ursului de pe Valea Trotușului s-a impus prin frumusețea măștilor naturale, s-a impus prin perseverența și prin frumusețea costumelor naționale care însoțesc urșii, s-a impus prin acest imn dacic pe care cercetătorii l-au găsit în urmă cu mii de ani pe aceste meleaguri și, nu în ultimul rând, se bucură de participarea unui public numeros, se bucură de aprecierea dumneavoastră și, de ce nu, a specialiștilor. Bine v-am găsit, oameni frumoși, bine ați venit, oameni dragi, parte din delegația care a venit astăzi la Dărmănești pentru a se alătura nouă, în frunte cu domnul Toma, prietenul dumneavoastră, primarul comunei dumneavoastră, orașul Dărmănești. Eu, dacă vin de la o comună, mi-a rămas în minte această greșeală, scuze. Primarul municipiului Moinești, domnul Vieru, și, nu în ultimul rând, doamna Tudorița Lungul, prefectul județului Bacău. Și subprefectul, pe care nu l-am cunoscut, îl văd să fie sănătos, acum cu mască, fără mască, eu sunt vaccinat, am lăsat masca acasă. Știți, cântăreții au defectul ăsta și calitatea și șansa să lase masca acasă. Domnule primar, vă rugăm. Bună ziua, dragi dărmăneșteni, bună ziua, dragi iubitori de tradiții. Am să încerc să fiu scurt, avem oaspeți de seamă astăzi. Avem și frumoasele noastre tradiții, pentru că, așa cum scria pe acel banner, la Dărmănești s-a născut tradiția jocului ursului.
aici în defileul Uzului, aici în Poiana Uzului, cu peste 1000 de ani în urmă, a luat naștere tradiția jocului ursului. Această tradiție nu face altceva decât să ne reamintească cât de puternici suntem noi, cei care jucăm pielea de urs, cât suntem de vașnici pe aceste teritorii și spunem în final că nu ne este frică de nimic. Au luptat cu ani în urmă mulți aici la Dărmănești, dar n-au reușit să ne învingă, demonstrând încă o dată că tradițiile se transmit din generație în generație, din tată în fiu și mai mult decât atât, de la fică la mamă. Vreau să vă spun că împreună cu colegii din Consiliul Local am hotărât în acest an, deși sunt multe probleme încă legate de pandemie, să organizăm acest festival pentru că simțeam nevoia să ne mai și bucurăm. Avem alături de noi, așa cum spunea George Cojocărescu, pe care sigur că o să-l sancționăm că ne-a făcut comună, da? Și o să-l punem să ne mai dea el bani, nu altfel. Avem prezent pe doamna prefect al județului Bacău, Tudorița Lungu, domnul subprefect Narcis Jitaru, domnul primar al municipiului Moinești, directorul Poștei Române Liviu Ciumeti și mulți alți colegi care, consilieri locali, consilieri județeni, primari și așa mai departe. Am să vă mai fac doar o mică precizare. În cursul anului 2021, Consiliul Local împreună cu Primăria orașului Dărmănești a decernat 4 diplome pentru cei mai buni dintre noi, cei mai buni din Dărmănești. Cei 4 au fost ieri prezenți la o întâlnire. Astăzi avem aici alături de noi 2 personalități și vorbesc de actrița Ana Maria Vartolomei, alături de noi, fată născută la Plopu și care joacă în Franța pe marile ecrane. Ana Maria a fost decernată de Academia Cezar, revelația anului 2021. Te felicităm, Ana Maria, că ai venit alături de noi, a venit din Franța să fie alături de noi aici, la acest festival. A doua persoană este Simona Cojocaru, fată născută în Dărmănești, un pic mai sus de primărie, și care este unul din managerii de top a unei firme de IT din țară, una dintre cele mai puternice firme. Sigur, mai avem 2 colegi pe care le-am dat această distinție. Este vorba de domnul doctor stomatolog Verdeș Sorin, care acum are o intervenție, unul din cercetătorii din domeniul medicinii de top din România, este de la noi din Dărmănești, născut în colonie și este omul care a făcut prima fabrică din lume de implanturi dentare cu nanotehnologie. Prima fabrică din lume s-a născut în urma viziunii unui om din Dărmănești. Și cea de-a patra persoană este vorba de renumitul chirurg Mirel Pocreață, la fel din Dărmănești, unul dintre cei mai, să zic așa, cele mai cunoscute voci în materie. Îi felicităm pe toți, haideți să-i aplaudăm, fetele sunt astăzi prezente și o rog pe doamna prefect să ne transmită un mesaj din partea instituției pe care o reprezintă. Mulțumesc tare mult, domnule primar, dragi dărmăneșteni, îmi face deosebită plăcere să particip la acest festival al sunetului și al mișcării. Și evident că e o oportunitate să văd, în primul rând, măștile care îmi povestea domnul primar că au rolul de a lunga răul și avem nevoie cu toții să facem lucrul acesta, de aceea îi salut și le mulțumim că ne ajută. După 2 ani de zile de prezența răului printre noi, să contribuie cu mișcarea și sunetul lor la alungarea răului. Îmi doresc anul care vine să avem cu toții sănătate. Să fiți feriți de rele și profit de lucrul ăsta, pentru că domnul primar a gândit, cum era așa firesc de altfel, acest spațiu mare, motiv pentru care ați putea să nu stați închesuiți, vă rog tare mult.
Vreau de asemenea să salut prezența binelui prin oamenii îmbrăcați în costume naționale. Să aduceți binele și la Dărmănești și peste România. Și în ultimul rând, nu în ultimul rând, urșilor, ursarilor și toboșarilor să facă zgomot, să facă zgomot mare și să aducă peste Dărmănești și peste România belșug, bine și sănătate. Vă doresc tuturor un an perfect, un an fără necazuri, cu belșug și sănătate. La mulți ani! Mulțumesc tare mult, doamna prefect. O să mai spun două cuvinte și ne retragem. Avem 7 cete ale urșilor din Dărmănești. Începem cu ceata din Sălătruc. Toți cei care sunt prezenți aici sunt doar din Dărmănești, sunt cetele noastre. Vom desfășura această manifestare până în jur de ora 17, iar la trecerea dintre ani vă așteptăm la un frumos foc de artificii. La mulți ani, dragi dărmăneșteni, la mulți ani, dragi români, oriunde ați fi. Ceata de la Sălătruc, dați-i drumul! Mulțumim frumos pentru cuvintele vorbitorilor, mulțumim frumos în primul rând pentru prezență. Credeți-mă pe cuvânt, este mare lucru când delegația de la centru vine în mijlocul oamenilor, în mijlocul publicului. Ceata de la Sălătruc, condusă de Gheorghe Grumeza, își face intrare pe scenă. De ce nu în aplauzele și în uralele dumneavoastră? Nu știu dacă o să aveți aplauze până la final, dar cred că ar trebui să ne deschidem inimile ca împreună să-i primim, poate nu aici pe scenă, poate nu în această locație, ci fiecare în curțile, în gândurile și în inimile lor. Doamne ajută, ceata de la Sălătruc, succes, mamă urât ești! Urăturile frumoase din bătrân ne sunt rămase, de la daci, de la romani, urate de atâția ani, cu plugul vechi și boi plăvan. Din bunici, din străbunici, am tras brazde pe aici și aceste obiceiuri așezate pe temeiuri, noi și astăzi le păstrăm și am venit să le urăm. Noi, plugarii mititei, cu tălanci și clopoței, vă urăm de sănătate, busuioc mărunt, rotat, soare nou aluminat, busuioc mirositor, soare sfânt și lucitor. Și de aceea noi cu toți, și nepoții și strănepoții, vă urăm, vă tot urăm, cu vorbe bune vă bucurăm, ca să aveți noroc și parte de belșug și sănătate. De Dumnezeu să aveți și harbuzi și castraveți, și secară și bostan, și orăz și păpușoi, și vitei și mânci și uboi, podul plin, cureaua plină, și în ochi rază de lumină, zurgălăi și clopoței, ia mai urați, măi! Am mai zice, am mai ura, dar suntem ca măruntei,
și ne speriem de urși la anul când vom veni. Ia mai o dată așa. Tot în așa zi mare să vă găsim bucuroși ca din moși strămoși, zurgălăi și clopoței, veniți măi urșarii mei! La anul și la mulți ani! Sănătate lui domnul primar! Ia scoală două picioare,
ia spală două picioare. Hai să te vadă lumea bine, să te vadă lumea bine. Hai că și tu mă asculti pe mine, că și tu mă asculti pe mine. Hai, nu mai asculta tu său, nu mai asculta tu său. Hai, dar ce teamă de cea rău, dar ce teamă de cea rău. Hai, căciarlău-i pironitul, căciarlău-i pironitul. Hai, pentru corpul tău gătitul, pentru corpul tău gătitul. Hai, 7 săptămâni din post, 7 săptămâni din post. Hai, de când acasă n-am fost, de când acasă n-am fost. Hai, dar aseară când m-am dus, dar aseară când m-am dus. Hai, am găsit lăcatul bun, am găsit lăcatul pus. Hai, luai lăcătul cu mâna, luai lăcătul cu mâna. Hai, și neriga cu căciula, ia-i în cază cu deasila. Hai, da! Hai, să-l duc, hai, și picor și picioarele. Hai, să-l duc, cu ideul. Hai, din pădure de mădus. Hai din pădure de amadur!
În aplauzele dumneavoastră urcă pe scenă Irozii, aceleași cete din Sălătruc. Thank you.
o jucare să mai fac. Hai că jucarea mea e mare. Hai spală întâle picioare. Hai frântări ca de dute. Hai pe scenă la dărbune. Hai făină dintre alune. Hai că te la o parte lume. Hai că mă aduc salvătățiune. Hai de la mutele ce mare. Hai un ebro de încărare. Hai și un soi cu cea mai mare. Hai nu i-a scos tot din prioare. Hai și-a venit cu ea prinsat. Hai de băut și de mâncat. Hai de lirut de rotilor. Hai rot să le truce lilor. Hai de lirut de puneu. Hai din pădure de mădu. Hai și-a venit și-a dumneavoastră. Hai că să joace drept pe deafă. Hai o jucă, el n-a jucă. Hai tot cu parucă blândă. Hai șapte, băi, o mănâncă. Hai băneu și mă mănâncă. Hai urșilor, nu mă mâncat. Hai vă mă adus dintre Carpat. Hai frunzulită șolalea. Hai ascultă comanda mea. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, ursul din Dărmănești Sălătruc vă urează călduroșul la mulți ani, un an cât mai bun și tot ce vă doriți. Trăiască capul din ceată Gheorghiță Grumieza! Ura! Trăiască ceata Sălătrucului! Ura! Trăiască Consiliul Local! Trăiască primarul orașului Dărmănești! Trăiască vicile orașului Dărmănești! Hai, haida, haida, puișor, după tata încetișor! Puițică și doi bani, la anul și la mulți ani! Mulțumim și noi cetei de la Sălătruc și doamna prefect are onoarea de a înmâna colacul cetei de la Sălătruc, iar eu un mic dar pentru toți cei care ați dansat și ați jucat aici. Felicitări pentru organizator și colacul, așa cum e tradiția, să-l punem în botul celui mai frumos urs. Mulțumesc cât de frumos ați cântat, da? Și sigur că am luat-o pe doamna prefect cu mine ca să dea și dumnea ei câte ceva la ursuleț. Doamna prefect, umblați la buzunarul ăla gros. Anul ăsta fac eu plata și la anul, doamna prefect, da? Facem o poză. Doamna prefect, haideți la o poză cu ursul de la Sălătruc. Doamna prefect, cine mai e? Ați aici. Haideți aici. Păi cine ne face o poză? O poză de la primărie. Hai, Cosmin, repede. Multă sănătate în anul ce vine. Hai, hai, da, hai, da, ușurel! Hai, după tata ce tine! Hai, hai, da, hai, da, nu mai sta! Hai, căci afară noapte-i grea! Hai, noapte-i grea și fără lună! Hai, ați ursule, sara bună! Hai, sara bună!
ani! Hananu și la mulți ani! Hai asta ce a dace de la! Hai ceată sală trucerilor! Hai unde joacă sală trucu! Hai să-i cutremure pământul! Hai tână bătrânii moșeagu! Hai mie mi-o lăsat toiagu! Hai și cu el să cârbuiesc! Hai între neamul ursare! Hai dau-le roată roților! Hai roată sală trucerilor! Hai haida, haida puișor! Hai duc pătata cetișor! Hai haida, haida pui de urs! Din pădure te-am adus! Hai de la muntele cel mare! Hai unde bradui cărare! Așa venit cu ei prisa, așa jucare să mai fac. Asta e jucarea mea e mare, aș doală ursule în picioare. Haide, hai boală, de, hai da! Haide, hai boală roșia! Hai saltos, saltos, urgalău! Hai și pe par și pe cearlău! Hai cu mama ruca și eu! Hai șapte văi și-o vale adâncă! Hai vale urși, mă mănâncă! Hai urșilor, nu mă mâncați! În aplauzele dumneavoastră se retrage ceata de la Sălătruc și pregătim să intre ungurenii, dar până vor ajunge ungurenii aici, îl rugăm pe... Era să-i zic Gheorghe, că ne-a făcut comună. Îi zicem domnul Cojocărescu să ne spună o urătură, da? Deci data viitoare o să zic Gheorghe Cojocărescu, că așa ne-a făcut și el comună și noi suntem oraș de 100 de ani. Haide, George, spune-ne o colindă așa faină cum numai tu știi, după care așteptăm cu drag să vină ceata ungurenilor. Între timp, vedeți că avem niște urne și cu niște buletine de vot. Vreau fiecare dintre dumneavoastră să bifați ceata care vi s-a părut cea mai frumoasă. Pentru că în funcție de opțiunea dumneavoastră vom acorda și trofeul, marele trofeu al ursului de la Dărmănești, locul 1, 2 și 3. Mulțumesc! M-a prezentat mult mai bine decât și eu, Corin, da? Dar am să încerc. Dacă mă ajutați și dumneavoastră, ar fi perfect. Scoală gazdă din pătuți florile d'albe și ne dă un colăcuț florile, florile d'albe. Că mămuca n-o făcut florile d'albe, se tădea să n-o avut florile, florile d'albe. Păcânsit-o, căpătat-o, florile d'albe, covata i s-o crăpat-o, florile, florile d'albe. L-o sfădit mama pătata, florile d'albe, di ce n-o lichit covata, florile, florile d'albe. Când covata o lichit-o, florile d'albe, crășunul o șevinit-o, florile, florile d'albe. Când covata o lichit-o, florile d'albe, cu fiorul li s-o urnit-o, florile, florile d'albe. Când cuptorul o florile d'albe, anul nou așe vinit-o, florile, florile.
În scurta pauză, un pic microfonul pe stânga, mai încet vreau, că îmi sună exact în urechi. În scurta pauză care a apărut până la intrarea pe scenă a următorii cete, vreau să vă spun de aici, de pe scenă, că nu am văzut atât popor la Dărmănești niciodată. Cât de bine este și cât de frumos să locuiască frații în unire. În nume personal, mulțumesc și felicit pe domnul primar, pe domnul viceprimar, Consiliul Local și pe toți ceilalți pe care, neștiindu-le numele, îi pomenesc în gând, ca dumneavoastră împreună cu mine să înțelegeți și să apreciați truda care s-a făcut pentru ca acest festival să aibă loc. Și slavă Domnului, într-o a nu știu câta paranteză, strecor următoarea informație. Jocul ursului de pe Valea Muntelui, de pe Valea Trotușului, este cel mai frumos joc tradițional cu ocazia sărbătorilor și cu ocazia sfârșitului de an. Așadar, să le spunem bun găsit celor din ceata ungurenilor, să-i aplaudăm, să-i încurajăm, să le deschidem sufletele, inimile și curțile noastre, dragi gospodari. Thank you.
bravo! Ai, că cearlău-i pironit, că cearlău-i pironit.
ai pentru capul tău gătit, pentru capul tău gătit. Ai, și făcut de un moș al meu, și făcut de un moș al meu, ai măsurat pe corpul tău, măsurat pe corpul tău. Ai, 7 săptămâni din post, 7 săptămâni din post, ai de când l-am îndran a fost, de când l-am îndran a fost. Ai, și mi-e dor tari de acasă, și mi-e dor tari de acasă, cam o țigancă frumoasă, cam o țigancă frumoasă. Ai, frumoșică ea de tot, frumoșică ea de tot, ai dar era până la cut, dar are la până la cut. Ei, țigaca când m-a văzut, țigaca când m-a văzut, ei, atunci mi-a răspuns, atunci mi-a răspuns. Ei, când te-a făcut țigane, azi te-ar făcut țigane, ai une sparalie tale, ei, am în casă sare. Ei, tu părale de nimic, tu n-ai grijă de nimic, ai nici de mine, nici de urs, și te-a pus cu talpa sus! Și-ți fac capul difuzor.
E mânca capra din lemni. Ei țurăm ascarnea măseli. Na, 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 sălbătăciune. Ei adusă de la pădure. Bruzulițe de arțar, la anul și la mulți ani! Ceata ungurenilor vă urează un an nou fericit! Sănătate și tot ce vă doriți! Trăiască ceata ungurenilor! Trăiască, domn primar! Și conducerea orașului Dărmănești. Mulțumim pentru frumoasa organizare.
Această cale, ceata ungurienilor, urează tuturor dărmăneștenilor sărbători fericite, un an fericit cât mai bun și la mulți ani! Trăiască ceata ungurienilor! Trăiască capul de ceata ungurienilor, Oace Alexandru! Trăiască primarul orașului Dărmănești! Trăiască viceprimarul orașului Dărmănești! La anul și la mulți ani! Un an fericit! Fără restricții, fără mască pe figură! Avem noi mascați în față aici de studiu! Ceata ungurenilor, spaima mășcășenilor, cea boiștenilor. Bravo, ungureni, foarte frumos ați ieșit anul ăsta. Sunteți ceata care concurează pentru podium. Alături de mine l-am luat pe domnul deputat Mircea Fechet, care vă admiră foarte mult. Să știți că ceata ungurenilor a zis că e cea mai faină, așa zice, da? Îl rog pe Mircea să înmâneze colacul, pentru că este cel mai mare fan al vostru, șefului de ceată, da? Domnului
Oancea, iar eu vă înmânez acest plic, da? Felicitări pentru felul cum v-ați pregătit astăzi și cum ați venit aici. Eu vă spun, ați fost foarte fain și mulțimea asta de români care e în jurul nostru v-a aplaudat și v-a felicitat foarte mult. Felicitări și nu uitați ceata ungurenilor, spaima mărșcășenilor și a boiștenilor. La mulți ani! Vreau să facem o poză frumoasă cu toți, da? Haideți cu Bojneacu și urși în spatele nostru și să avem o poză pentru albumul din 2022, că ați fost foarte frumoși. Ungurenii concurează pentru marele trofeu și vă amintesc celor care sunteți în jos aici că sunt niște urne și aveți niște fluturași pe care scrie toate cetele din Dărmănești. Vă rog să bifați ceata care v-a plăcut cel mai mult pentru că votul dumneavoastră va ajuta foarte mult la a stabili care este cea mai frumoasă ceată de la Dărmănești. Mulțumesc foarte mult, la mulți ani, an cu bine, dragi români! Păi și-am dat foc la întregul sat, păi mi-a luat urși și-am plecat! Rovânița de arsări! Manu și lăpățări! Nu prea se aud aplauzele dumneavoastră. Îi iert pe cei care filmează și transmit online la prieteni pe Facebook sau pe celelalte rețele de socializare, mulțumind cu această ocazie și mass mediei, cea care ajută la promovarea acestor tradiții unice în lume, de dorit, de păstrat și de promovat. Îmi permit în scurta pauză de publicitate, care, iată, este între fiecare moment în parte, să felicit organizatorii și, nu în ultimul rând, pe dumneavoastră care ați pus umărul prin prezență la această manifestare extraordinară. Cu amendamentul că, în acest an, acest festival, organizat de primăria orașului Dărmănești, este cea mai importantă și mai mare manifestare de acest fel. Felicitări! Și din nou, către cei care nu filmează, rog aplauze, pentru că
într-un fel anume, veniți la chemarea organizatorilor. Aceste cete nu au făcut altceva decât să vă colinde fiecare gospodărie în parte. Mulțumim frumos! Dacă se poate un pic mai tare chitara. Primiți colindul sau nu? Vin colindătorii, cum veneau datele lui Le. Să colinde în seara asta minunată de lui Le. Dar ligura arse și li s-ochi în lacrimile lui Le. Prea degeaba sânge, prea degeaba patimi lui Le. Gazdelor creștine, să-i primiți în casele lui Le. Și cum se cuvine să-i poftiți la masă de lui Le. Ne-i trimise Sfântul să ne încerce mila lui Le. Domnii mari de astăzi să-și deschidă vila lui Le. Mută-i întrebarea ce răsună afară de lui Le. Am murit degeaba, ce-ați făcut din țară, lerui Le? Tot în frig și foame, tot cu mâini întinse, lerui Le. Pe la porți străine, ce ne stau închise, lerui Le, lerui Le, lerui Le. Permisiunea dumneavoastră, am să dedic acest cântec unui prieten drag, unui om simplu ca și dumneavoastră, dar atât de primitor și atât de desăvârșit în simplitatea și în omenia lui. Nicușor Ionașcu, prietenul meu, un gospodar ca și dumneavoastră, care a fost bucuros să primească în direct colinda și, în ultimul rând, jocul ursului de pe Valea Trotușului. Acestea fiind spuse, încheiem momentul de publicitate, pregătind următorul moment. Uitați cât sunt de frumoși aici, în partea dreapta mea, în partea stângă a dumneavoastră, cei din ceata Plopu. Haideți să-i primim și pe ei cu aplauze. Haideți să le deschidem inimile, să le deschidem sufletele și, nu în ultimul rând, porțile, pentru că scena le este deschisă și nu doar lor, ci tuturor celor care au jertfit ore pentru repetiție, bani pentru recuzită și, nu în ultimul rând, timp pentru domniile voastre, oameni gospodari. Să urmărim pe cei din ceata Plopu!
Bună ziua, gospodari! Gospodari și gospodini și nevoastră atâtea lumii! Nu ne-am văzut de 2 ani! V-ați tras geam de termopan și betoane prin ogradă, n-avem unii trage o brazdă! N-avem unii trage treaba și la geam zgherăm degeaba! Ia mai mânați, băi! Am venit la dumneavoastră că aveți fete frumoase și poate vă înduplecați una nouă să ne-o dați, că noi o ținem bine. Îi dăm pâine și cu sare și cu ranga bischinarii. Îi dăm pâine și cu mac și cu scândura după cap. Ia mai mânați, băi! Foaie verde din mohor, m-am gândit ca să mă însor și am umblat printregul sat ca să eu și eu ceava, dar am luat una din ahat. Era frumoasă copchila, era înaltă cât cămila, părul în cap era căichiță, 4 kg avea o țâță. Când așa anul nou la joc, ocupa 4 metri pătrați în loc, am avut un câine cu lanț, care au zvârlit cu ătețul în șanț și au fugit până o crapat. Ia mai mânați, bă! În sala de Vasilii Sfântul, ne-a luat căciula vântul și ne-a dus-o tot la vare până aici la dumneavoastră. Și-am venit după căciulă să vă atrag și o urătură. Doi vă ură, doi vă fură și al treilea mai hoțoman, hați găina sub suman și îi dă cu pumnul în cap să nu zică cot-codac. Ia mai mânați, bă! Azi, femeia, ca să o îmbraci, trebuie să vinzi boie și 4 vaci. Ia ti-n groapă chiar de viu ca să-i cumpiri pardisiu. Pardisiu, pantof de lac, când se îmbracă parcă e un drac. Ia mai mânați, bă! La anul și la mulți ani! Hături la coi! Să-ți păsați
frunza de pătrunjel, măruță și apăsat, cum e la propulăsat. Nu te dă puia cule, că-i mânca găinele. La toate vecinele, ceartă și cu gospodări, că-i mânca boi și căi. Băbăcă și cinci scăi. Eu te-am găsit în plăbun, ăsta-i ursul urșilor, îi ceata plopierilor, picărarea urșilor, te-o m-am dus cu vânător, trei cuțiti și un pistol. Gata, gata, să-i omor! Uite așa cu pâini vigheți! Eu i-am găsit mâncând bureți! Când le-am dat și cașcaval, i-am adus la festival! Le-am dat carniferios! Și-am adus și mai frumos! Hei, bucuroși, nebucuroși, chirii că v-am găsit sănătoși cu acești urși minuoși și cu această ursoaică mică care joacă chiar de frică. Ea de frică n-ar juca, dar Sfântul Vasile în mâna mea. Hei, ce vine ursul de la munte, vine ursul de la munte, hei, tot în coate și-n genunche, tot în coate și-n genunche. Hei, și s-apropie de sat, și s-apropie de sat, la neveste cu bărbat, la fete de măritat. Hei, urs Gavrilă, javră mare, urs Gavrilă, javră mare, ia scoală-n două picioare, ia scoală-n două picioare. Hei, să te vadă lumea bine, să te vadă lumea bine, că tu mă asculți pe mine, că tu mă asculți pe mine. Hai, nu mai ascultă tu zeu, nu mai ascultă tu zeu, dar ți-e teamă de cearlău, dar ți-e teamă de cearlău. Hai, că cearlău-i pironit, că cearlău-i pironit, pentru capul tău gătit, pentru capul tău gătit. A, și făcut de un moș de-an eu, și făcut de un moș de-an eu, măsura capul tău, măsura pe capul tău. A, 7 săptămâni din post, 7 săptămâni din post, de când acasă n-am fost, de când acasă n-am fost. A, și acasă când am ajuns, se când am ajuns, am găsit la catopos, am găsit la catopos. Hai, discuila că tu cu mâna, discuila că tu cu mâna, intr-un casă cu deasela, intr-un casă cu deasela. Hai, o țăracă țigă-n cușă, o țăracă țigă-n cușă, când mă văzuia la ușă, când mă văzuia la ușă. Hei, și-așa strigă-n gura mare, și-așa strigă-n gura mare, ardă-te-ar focul țigane, ardă-te-ar focul țigane. Hei, unde sunt paralele tale, unde sunt paralele tale, de n-aduci în casă sare și la copii de mâncare. Hei, tu paralelele bei și te arzi cu cine vrei. Hai, nu ti da puie acule! Hai, că-i mânca găinele! Hai, la
și vecinele, mă ceartă și cu gospodari, că-i mânca voi și cai. Păi de Crăciun și bobotează, păi toată lumea se distrează, păi numai eu nu mă distrez. Păi stau în casă, patrule, păi patrulez așa de vin, păi și cu arma lângă mine, păi și cuțitul la picior. Păi gata, gata să-i omor, că nu-i mânță nici matan. Păi stai ursul copian.
primar orașului Dărmănești! Ura! Ura! Trăiască poliția orașului Dărmănești! Thank you.
clopenilor! Trăiască organizatorul CTC-ului ca Vasile! Trăiască primarul orașului Dărmănești! Trăiască poliția orașului Dărmănești! Această cale, ceata urșilor la Plopu vă urează un călduros la mulți ani, un an nou fericit și multă sănătate. Încă o dată, la mulți ani și domnului primar! Felicitări plopenilor! O ceată care s-a înființat acum 4-5 ani, că mulți ani nu a venit ursul de la Plopu. Vreau să-l felicit în mod special pe Vasilică,
ciurlică care este inima acolo. Pentru că voi ați fost așa de frumoși, colacul va fi înmânat de o fică a satului Plopu, de artista, de, să zic așa, ce să zic eu, că sunt multe de spus, Ana Maria Bartolomei, o fată extraordinară care a luat renumite premii în Franța. O artistă, bravo! Deci, ciurlică, primești colacul de la Ana Maria. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să veniți în fiecare an. Aici aveți un mic dar din partea Consiliului Local. Vă mulțumim tare mult, tare, tare mult. Și ursuleții, nu mai pot ursuleții, da? La mulți ani, cu bine, sănătate și vă așteptăm de fiecare dată să veniți la noi. Haideți să o aplaudăm și pe Ana Maria Bartolomei. Faceți o poză cu noi. Mulțumim tare mult, Plopu, mulțumim, Ana Maria, că ai fost alături de noi.